Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Împrietenește-te cu tine. În această seară am pregătit două surprize pentru voi. O temă de interes pentru toată lumea și două invitate speciale. În această seară de la Claudia Himeno, specialist în dezvoltare personală și creștere spirituală, precum și fondatorul Centrului Amaneser, și Raluca Popescu, ghid în Human Design, aflăm care sunt motivele principale pentru care partenerii se ceartă în cuplu. Bună seara, Claudia! Bună seara, Raluca! Bună seara, Ana! O să încep cu tine, Claudia. Poți să-mi spui, te rog, de ce se ceartă partenerii de cuplu? În primul rând, pentru că de obicei avem așteptări implicite. Adică eu cred că ceea ce mă aștept în cuplu este una și același lucru cu ceea ce celălalt se așteaptă în cuplu. Și nu spun. Și când celălalt se comportă diferit, eu mă simt desamăgită, mă simt frustrată și începe o tensiune care poate să se termine cu o ceartă. Dar cum eu am acest proces în interiorul meu și partenerul meu are același proces. Și atunci, așteptarea implicită sau așteptarea neexprimată a mea și așteptarea lui neexprimată, câteodată în comportament nu se regăsesc și începe ciocnirea. Poate să fie de asemenea că anumite nevoi nu sunt satisfăcute și eu nu știu să gestionez sau nu știu să comunic foarte bine aceste lucruri și atunci încep cu reproșuri, celălalt se simte atacat și se va apara, apararea lui va declanșa ceva în interiorul meu și eu, la rândul meu, voi avea senzația sau intenția de a mă apara. Și atunci avem un alt conflict. Da? Poate să fie că, de asemenea, că proiectele mele de viitor corespund sau nu corespund cu proiectele de viitor pe care le are partenerul meu. Da? Coincidem sau nu coincidem? Și motivul clasic de ceartă este cine are dreptate. Și orice subiect este bun, de cum se face patul, prosopul, ud, șosete și chiloții prin casă, educația copiilor, la ce ora se mănâncă, ce mâncăm, dacă îl ducem la doctor sau nu îl ducem la doctor. Și pe cine are dreptate apar cele mai multe ciocniri. Deci cam acesta ar fi așa un super resumat, la unele dintre motive de ceartă. Mulțumesc frumos, Claudia! Mi-ar plăcea să aflu și părerea ta. Eu sunt de acord cu tot ce a spus. Evident, știi că este zicala aia, dacă vrei să... Cum era? Dacă vrei să fii dezamăgit, să ai așteptări. Corect. Și întotdeauna avem așteptări implicite. Dar dacă e să punem și cadrul de human design pe lângă asta, putem să ne uităm la anumite aspecte în harta fiecăruia și să vedem exact unde sunt punctele unde ne călcăm reciproc pe bătături. Fără să vrem, pur și simplu. Human design vine cu această abordare în care spune că este totul o mecanică. Adică, pur și simplu, când te uiți cum e construit un partener, cum e construit celălalt partener și vezi exact ce trezesc în fiecare, cine amplifică ce anume de la celălalt, cât de diferit sunt în modul în care iau decizii. Unul e spontan, unul are nevoie de timp. Și tot așa mai departe, putem să înțelegem, măi, el nu e de vină, așa e el, ea nu e de vină, așa e ea. Dar dacă nu știm lucrurile astea, o să ne judecăm reciproc, că ție îți trebuie 100 de ani să iei o decizie, că tu ești tot timpul spontan. Asta e, de exemplu, un exemplu clar cu care am lucrat cu cupluri. Și ăsta poate fi unul din motivele cele mai des întâlnite pentru care ajungem să ne certăm, pentru că nu înțelegem că suntem foarte diferiți. Extrem de diferit. Suntem ca niște, părerea mea este că suntem ca niște extratereștri unii pentru alții, din multe puncte de vedere. De acord. Și atunci trebuie să învățăm limbajul celuilalt și ajungem la ideea de, ok, știu că așa stau lucrurile, accept sau nu accept. În acest sens am pregătit și un material video în care o să analizăm puțin și harta unui cuplu celebru de pe covorul roșu, dar până atunci aș vrea să ne spui puțin ce înseamnă human design și cum putem fiecare să ne facem un profil. Există și un profil comun al relației sau un profil separat al relației? Super! Human design este așa numita știința diferențierii și este o sinteză din câteva sisteme străvechi, printre care I Ching, Kabbalah, sistemul chakrelor,
Și știința modernă. Avem fizică cuantică, avem genetică, biochimie. Deci este o sinteză din toate aceste științe și tradiții străvechi și noi. Iar pe baza datei de naștere, unde trebuie și ora, cât mai exactă, obținem o hartă. Efectiv, este precum harta noastră, ca atunci când te duci într-un oraș nou, dacă vă mai știți, pe vremuri aveam hărțile acelea printate și te uitai pe unde trebuie să mergi. Uh-huh. Ei, așa avem harta asta de human design cu care putem să navigăm prin viață, fiecare dintre noi. Pentru că ne spune cum ne folosim cel mai eficient energia, fiecare dintre noi, cum interacționăm unii cu alții în mod corect, ideal, și foarte, foarte important, dacă ar fi să reduc esența human design, este cum luăm decizii corect. Asta este sinteza. Dacă e să reținem ceva, human design ne ajută să avem încredere în propria noastră autoritate interioară și putem să vedem din harta fiecăruia ce autoritate avem. Când te referi la... Când menționez că putem să luăm decizii corect, uh-huh, corect pentru noi. Da, fiecare... Și benefic pentru fiecare în parte. Exact, exact. Și asta este cea mai revoluționară idee pe care am găsit-o în human design, pentru că eu am înțeles, de exemplu, de ce întotdeauna eu am nevoie de timp ca să iau o decizie. Și dacă încerc să mă duc în cap, o iau razna. Deci nu pot. Făceam liste, pro și contra, și mă tot duceam, ba, pro, ba, contra. Asta pentru că e mental. Ceea ce spune această abordare zice că mintea noastră e minunată pentru cercetare, pentru ce facem noi acum. Povestim, educăm, împărtășim, dar nu e bună pentru a lua decizii pentru noi. Și asta ne aduce înapoi în corp și învățăm fiecare dintre noi în funcție de ce sistem de decizii avem. De exemplu, eu am sistem emoțional, Clau la fel emoțional, am înțeles că și tu la fel. Asta înseamnă că noi toate avem nevoie să sleep on it, știi vorba englezului, când vine vorba de decizii mari. Și gândește-te, dacă avem un partener sacral care este în moment, sau splenic, acela e și mai rapid, și nu știm de aceste diferențe, cam cât de greu ar fi să ne armonizăm. Despre fiecare tipologie în parte o să te rog să ne, uh-huh, să ne povestești ulterior. Până atunci aș vrea să ne uităm la materialul pe care l-am pregătit. Este realizat în urma unui sondaj pe care l-am făcut în grupul nostru de Facebook, Împrietenește-te cu tine, unde vă invităm și pe voi să vă alăturați. Și am întrebat așa persoanele din grup, care sunt principalele motive pentru care se ceartă în cuplu. Așadar, să vedem ce rezultate au ieșit. Ce se întâmplă în lume? Care sunt principalele motive ale certurilor în cuplu? Conform statisticilor realizate în urma unui chestionar completat de oamenii din comunitatea Împrietenește-te cu tine, avem următorul podium. Pe locul întâi, dependențele și treburile gospodărești. Pe locul al doilea, lipsa de afecțiune. Locul al treilea este ocupat de bani și creșterea copiilor, urmând cum petrecem timpul liber, cicălitul, gelozia, inclusiv pe viața socială sau priorități diferite, înșelatul, încrederea, minciuna sau soacra. Cum putem gestiona mai bine problemele sau situațiile apărute în cuplu, astfel încât să nu ajungem la certuri? În acest sens, Human Design propune 4 tipologii ale personalității umane. Existența acestora este demonstrată statistic și constituie punctul de plecare al fiecărei interpretări a datelor. Strategia indică ce comportamente este atribuit fiecărui tip de persoană și cum poate fi redusă la minim rezistența. Așadar, cele 4 tipuri sunt: manifestatorul. Acești oameni nu acceptă să fie încorsetați, sunt oameni energici și ai faptelor, a căror menire pe pământ este acțiunea. Când vorbim de generator, aceștia vor să acționeze ca și manifestatorii, le se opune multă rezistență și viața lor este plină de frustrări. Sunt nevoi să aștepte lucrurile care le vin în cale pentru a putea răspunde și reacționa la ele. Proiectorul, circa 21% din populație sunt proiectori. Ei știu exact cum să folosească energia. Acesta este și darul lor, de a lucra cu energia generatorilor și manifestatorilor. Reflectorul. Aproximativ 1% din populație sunt reflectori. Este cel mai rar tip de oameni. Ei sunt complet deschiși și diagrama lor și îi asimilează pe ceilalți în adâncul sufletului.
Sunteți curios să aflăm care sunt tipologiile unui celebru cuplu de pe covorul roșu? Brad Pitt și Angelina Jolie. Așadar, aflăm de la Raluca Popescu, ghid în Human Design. Cum traducem această hartă și ce putem înțelege din tipologiile celor doi? Acum ar fi un moment bun să am și harta în față. Dacă se poate să văd pe un alt ecran sau ceva de genul ăsta. Oricum, pot să povestesc, pentru că știu tipologiile mari. Primul lucru este, ne uităm la tipul diferit energetic. Da? Am spus că sunt patru tipologii. Angelina este super, mulțumesc frumos. Uite că o avem și acolo. Angelina Jolie este manifestator generator. Întotdeauna mie termenii vin în engleză. Cum sunteți și voi două? Exact. Da? Cum știm că o persoană este manifesting generator sau generator manifestor? Este că avem sacralul, acel pătrățel roșu de jos, al doilea de jos, care este colorat, este definit. Și el este legat, într-un fel sau altul, și de centrul gâtului, chakra manifestării. Și asta face ca această tipologie să aibă foarte multă energie și să fie foarte înclinată spre acțiune. Adică, în momentul în care nu știu dacă voi rezonați, că mi se pare foarte interesant că amândouă sunteți așa și să spuneți cu ce rezonați voi. În momentul în care voi primiți un răspuns că da, am disponibilitate pentru asta, de obicei generatorul manifestor nu doar că spune da, dar deja e cu hainele la ușă încălțat, exact. De acord. Și iese pe ușă. Și atunci este pur și simplu acțiunea asta super rapidă. Acum, faptul că aveți autoritate emoțională, cum are și Angelina, implică un element de răbdare pe care, de cele mai multe ori, această tipologie nu îl are. De acord. Și atunci când avem de luat o decizie mai importantă, nu vorbim de lucrurile de zi cu zi, este foarte sănătos ca cineva cu acest sistem, ca voi și Angelina Jolie, să așteptați un pic, să lăsați valul emoțional și să nu luați o decizie din acel high, din acel uite că mă simt super și totul e minunat și văd viața prin ochelarii roz și e posibil să spun da unui lucru pe care de fapt nu e bun. Asta este un element. Cel mai bine este să nu luăm o decizie când suntem în autoritate emoțională, nici când suntem cu ochelarii roz, nici când suntem foarte jos, că putem să dăm și în butoiul cu melancolie, cum spun eu, și e foarte normal, pentru că noi suntem aici să îmbrățișăm și să cunoaștem în profuzime toate emoțiile. Și pe cele care ne duc jos și pe cele care ne duc foarte sus. Ăsta este un element. Acum, ce se întâmplă cu cei mai mulți dintre noi cu autoritate emoțională? Suntem condiționați să fim precum generatorii simpli sau splenici, acum, totul acum. Și atunci putem să luăm decizii care nu sunt tocmai bune pentru noi. Recunosc, am făcut-o de multe ori, neștiind de am învățat să ne ascultăm emoțiile. Exact. Și atunci, asta este primul lucru. Pentru că noi nu știm de aceste lucruri, nu știam de aceste lucruri, putem să intrăm în relație într-un mod incorrect. Adică, impulsiv. Mă gândesc poate cum a fost și cazul lor. Nu știu detaliile despre povestea lor. Doar știm că au fost împreună o perioadă și apoi s-au separat. Dar primul lucru este la nivelul ăsta de tipologie. Ea e generator-manifestor, iar el e proiector, cum sunt eu. El iarăși e un proiector foarte deschis, cu un singur canal. Și eu am doar un singur canal. Adică are doar centrul de jos de rădăcină și centrul splenic. El ia decizii impulsiv. Pentru el este foarte sănătos să spună da, acum, și asta e. Să nu aștepte. Acum, ce se întâmplă? Când vin două tipologii împreună, ce spuneam că suntem un pic ca niște extraterestri. Serios. Adică, pur și simplu, noi ne înțelegem și vorbim. Dar dacă e să ne uităm energetic cum operează aura fiecăruia dintre noi, este foarte diferit. Aura voastră este deschisă și învăluitoare. Deja când ne imaginăm o bulă de lumină. Și oamenii în jurul vostru, când voi sunteți într-o stare de satisfacție, se simt foarte bine.
Așa este. Se simt foarte atrași, adică vor să fie pe lângă voi și e normal. Adică e, asta este generatorul. Apoi proiectorul, cum sunt eu, are o aură focusată și care pătrunde în centrul G al celuilalt și ia de acolo informații. De exemplu, eu acum, pentru că voi sunteți amândouă așa, mie mi-e un pic dificil să alternez de la una la alta, pentru că eu sunt făcută să mă focusez, dacă mă concentrez pe tine, vorbesc cu tine. Ah, ce interesant! Și mi-este foarte greu, de exemplu, să mai am în conștiința mea prezența Claudiei. Dacă fac invers, iarăși. Era o glumă care spunea că dacă într-o cameră în care sunt trei persoane și unul este proiector, a treia persoană întotdeauna se va simți ignorată. Pentru că proiectorul se fixează pe o persoană și ignoră pe a treia persoană. Dar nu e ca și cum vrea. A, și totuși e bine că împărtășești acest lucru, că nu avem niciuna așteptare să te uiți neapărat la mine, apropo de ce vorbeai de așteptări în cuplu. Și atunci dacă tu te cunoști foarte bine pe tine și împărtășești acest lucru, ceilalți știu că nu este despre ei, ci că este despre tine. Exact, exact. Cel mai bine proiectorul așa funcționează, unul la unul. Și totuși, pot să fie două tipologii diferite și să formeze un cuplu? Sau ideal ar fi să fie generator cu generator, proiector cu proiector? Ideal, pe termen lung, ar fi să fie tip cu tip. Proiector cu proiector, generator cu generator. Dar asta nu înseamnă că celelalte parteneriate nu funcționează și nu pot funcționa. Știu foarte multe cupluri care sunt generator-proiector și funcționează foarte bine. Iarăși, parteneriate de business sunt foarte sănătoase, proiector-generator. Însă, într-un cuplu poate fi foarte provocator, proiector-generator, și pot să spun și din experiența mea, pentru că am avut un partener generator mult timp, este foarte minunat pentru că generatorul vine cu forța, cu resursele și susține proiectorul, dacă este o chestie echilibrată, însă întotdeauna acel centru sacral vine cu atât de multă energie și cu atât de multă forță, încât proiectorul nu face decât să amplifice. Și atunci ce se poate întâmpla? Proiectorul ajunge să se poarte ca și cum ar fi un supergenerator. Devine hiperactiv, își ia 5 joburi, tot timpul e agitat, nu doarme, pentru că nu face decât să amplifice. Asta se întâmplă. Unde avem centri nedefiniți, colorați în alb, adică n-au culoare, acolo noi amplificăm. Și dacă ne uităm un pic la Angelina și Brad, vedem că ea are foarte mulți centri definiți și el are doar 2. Și asta atunci înseamnă că el va amplifica toate zonele în care ea nu are, în care ea este definită, și că avem din nou harta acolo. Și atunci, de exemplu, partea emoțională. Ea vine cu centru emoțional. Cineva cu centru emoțional nedefinit, noi nu știm asta, adică noi nu putem să experimentăm asta, că noi toate suntem definite. Ce face? Dacă partenerul cu centru emoțional definit are o stare bună, el va amplifica și va simți de 10 ori mai bine, să zicem. Dar gândește-te dacă ea este într-o stare nasoală. Ce o să facă? El o să amplifice și o să se simtă de 10 ori mai frustrat, mai trist și nu o să înțeleagă ce-i cu el. Și mai ales în relațiile în care cineva emoțional nedefinit cu cineva emoțional definit, este foarte provocator. Ăsta e primul lucru care trebuie să-l știe. În cazul în care nu știm care este tipologia noastră din punct de vedere human design, cum putem să gestionăm certurile în cuplu? Deci, ideea sunt două chestii care se pot face. Odată, să ne ascultăm pe noi, adică să ne uităm în interior, pentru că de fiecare dată când ne deranjează ceva sau când nu ne deranjează ceva, dar este mai des când ne deranjează ceva, dăm vina pe celălalt. Adică atenția noastră este tot timpul de ce a făcut, cum a putut, care a fost intenția, etc., etc. Deci toată atenția noastră este la celălalt. Deci primul lucru ar fi să mă uit în interiorul meu. Să văd ce gândesc despre și cum mă simt eu cu ceea ce s-a întâmplat. Că e vorba că s-a întârziat, că a lăsat din nou prosopul ud pe pat, că sunt fermituri pe masă, că nu a cumpărat ce avea de cumpărat nu știu unde. Deci orice. Mă uit. Care sunt gânduri care vin în mintea mea și cum mă simt? În momentul în care eu mut atenția în interiorul meu și sunt mai în contact cu mine și mă ascult, o să pot să împărtășesc altfel asta cu partenerul meu. Și atunci, dacă pe lângă asta folosesc și eu, adică vorbesc despre mine cu celălalt,
Atunci cearta scade foarte mult în intensitatea. Pentru că nu-i mai zic tu nu faci aia, eu zic pe mine mă deranjează asta sau mă simt nebăgată în seamă atunci când sau mă gândesc că, nu știu, nu mă iubesc sau nu mă iei în considerare. Și atunci, fără să fie un reproș, celălalt, adică când eu vorbesc cu eu, comunicarea se deschide. Cum celălalt nu se simte atacat, poate să răspundă, uite, eu mă gândeam sau nu știam sau chiar vroiam, dar măcar vorbim de un lucru clar. Deci asta este ce se poate întâmpla la nivel de prezent faptic. Da? Și se mai întâmplă o chestie, că de obicei când eu, de exemplu, mă enervez foarte tare sau mă simt foarte desamăgit sau desamăgită sau îmi vine să plâng când se întâmplă ceva, se întâmplă că se ating anumite lucruri și sau se trezesc anumite situații din trecut pe care le avem neîncheiate, care de obicei vin din copilărie. Și atunci, cum zic eu, ca să se înțeleagă bine, se trezesc grădinițele. Fetița din mine cu băiețelul din el încep să se certe. Toate, majoritatea certurilor, dar eu zic, toate certurile noastre cu celălalt sunt de copii interior tresiți și ne certam pentru papușică, pentru camion, pentru că mi-ai luat pixul, pentru că când coboară emoția și copiii interiorii se liniștesc, începe regretaia, adică apare adultul care zice regretaia, nu trebuia să zic aia, uite, data viitoare putem să facem X sau Y lucru. Da? Deci ambele se întâmplă în același timp, de-aia ne este greu să gestionăm o ceartă și de obicei certurile dor în interior, pentru că nu este vorba de adult la adult, este vorba de un adult cu un adult plus unu sau doi sau trei copii sau adolescenți răniți care încearcă să rezolve o situație. În momentul în care se trezesc grădinițele, cum a spus Claus, sunt amplificate în funcție de tipologia din human design pe care o avem? Adică putem să ne dăm seama de aceste aspecte? E vorba de amplificarea emoțiilor. Exact ce spuneam mai devreme. Adică în momentul în care suntem într-o situație de criză, de ceartă, e clar că fiecare o să fie cu emoțiile la maxim. Maxim. Și atunci, persoana care are centrul emoțional nedefinit o să amplifice și mai mult. Și e posibil ca acea persoană să fie considerată prea sensibilă, că exagerează, că ce-i cu tine de ai reacțiile astea. Adică pe lângă traumele acelea din copilărie și grădinița noastră care se revoltă în momentul ăla, cineva cu un centru emoțional nedefinit, cum e cazul Brad Pitt, e posibil să simtă lucrurile alea atât de intens încât să fie atât de copleșitor și să aibă nevoie de spațiu. Distanță. Să iasă din aură. Eu asta recomand de obicei. Da. Și indiferent că emoțional definit sau nedefinit. Când e prea mult, e foarte ok să iei o pauză și o distanță, să ieși din aura celuilalt ca să oprești acea amplificare. Și concret cum se poate face acest lucru? Păi pur și simplu spui, ok, îmi dau seama că sunt exagerez, sunt într-un punct în care nu mai, mi-am pierdut uzurațiunii cum era în Caragiale, și atunci zici, hai să luăm o pauză să ne liniștim. Și cel mai bine te duci, te plimbi, te duci în natură, faci ceva fizic ca să ieși din starea aia și după aceea zici, ok, și revenim într-un punct comun, când ne-am liniștit amândoi. Pentru că altfel e imposibil. Exact cum zicea Clau, când ești în faza aia de copil rănit, n-auzi, nu înțelegi, pur și simplu e ca și cum vorbești cu un zid. Știi cum, luminile s-au aprinse, dar nu e nimeni acasă. Partea frontală a creierului nu mai funcționează în momentele alea. Și din punct de vedere fundamental, cum spuneam, asta e, trebuie să știm cine este definit, cine este nedefinit, și să luăm asta în calcul în momentul în care ajungem. Adică poate că trebuie să ne oprim și mai devreme din ceartă, mai ales dacă unul din parteneri este nedefinit, pentru că va fi foarte greu, va fi copleșitor. Și atunci ține de fiecare să se cunoască și să spună, ok, acum eu mă simt copleșită, simt că intru în zona aia și am nevoie de o pauză. Sau am nevoie să mă țin în brațe, sau am nevoie să, știi, să fac ceva ca să mă liniștesc. Da, apropo de asta, Ranuca, ce m-a ajutat pe mine știind că sunt definită este că atunci când
am emoții negative, să mă îndepărtez eu. Adică când sunt, mă trezesc cu cerceaful pe dos și nu, adică nu mă înțeleg eu pe mine, mai puțin să mă înțeleg altcineva, și atunci eu anunț, deci astăzi nu se vorbește cu mine, și încerc să stau cât timp am emoțiile negative și le simt în interiorul meu active, să stau un pic mai departe de oameni, astfel încât cei care sunt albi emoțional să amplifice cât mai puțin ceea ce am eu în interior. Pentru că, de fapt, eu oglindesc nervii mei sau tristețea mea și n-au nicio vină. Și mai bine stau eu un pic mai departe până când îmi revin, și atunci revin cu emoție mult mai pozitivă, când reușesc eu să-mi gestionez emoțiile, și atunci, da, să amplificăm cele pozitive este super drăguț. Exact. Da. Mi-ar plăcea să luăm cazurile concrete ale prietenilor noștri din comunitate. Pe locul întâi sunt dependențele de alcool, substanțe, jocuri sau alte tipuri de dependențe și treburile gospodărești. Concret, cum ar putea să gestioneze dinamicile în contradictoriu pe aceste două subiecte? Sau cum ar putea să acționeze astfel încât să nu mai ajungă în dinamicile acestea, că asta ar fi idealul? Deci ideea este așa, să începem cu cele gospodărești. Partea administrativă este cea care produce cele mai mari ciocniri, mai ales sâmbătă dimineața, când unul dintre ei vrea să facă curățenie și celălalt vrea să doarmă, când unul trebuie să meargă la piață și că vrea celălalt, că celălalt neapărat să vină cu el sau cu ea și celălalt nu vrea, etică este de a comunica și de a vedea care este momentul potrivit pentru fiecare. Că de obicei încercam să, legat de ceea ce spuneam mai devreme cu așteptarea, că dacă sâmbătă dimineața se face curățenie, eu mă aștept că celălalt să se trezească la 8-9 dimineața și să facem curățenie, cum să vrea să doarmă. Și intram în cine are dreptate, că unul o să încerce să zică de ce nu poți să dormi, celălalt de ce nu poți să faci curățenie, când este vorba de cum putem face să ne înțelegem mai bine. Adică când ar fi potrivit, cum ar fi potrivit, ce e important pentru mine, ce e important pentru celălalt, și cu siguranță există o oră în care amândoi pot să facă curățenie sau să se lase pentru o altă zi sau să se găsească o altă soluție, dacă fiecare comunică ceea ce este important pentru el în momentul respectiv, ceea ce își dorește în momentul respectiv, cum se simte și ce se așteaptă. Pentru că de multe ori este că dacă eu văd desordinea, eu pe mine mă puc ca draci și o să te cicalesc toată ziua și eu nu vreau să te cicalesc. Și de obicei când unul zice asta, celălalt zică, păi eu nu vreau să mă cicalești. Bine, cum facem să nu te cicalesc? Da, dar eu vreau să dorm pentru că mă simt obosit, pentru că așa după care eu să fiu super enervat și eu nu o să-mi chef să mai vorbesc cu tine, deci nu... Să zicem că am planificat să merg la cineva și eu nu să mai am chef să merg la cineva. Și, a, nu, că eu vreau să mergem la cinema. Ok, bun. Și încep să pară lucruri comune. Și atunci cum facem? Că eu să-mi păstrez liniștea și tu să-ți faci curățenie, să nu mă cicalești mai târziu. Adică să negociăm un pic pe ceea ce este comun și ceea ce vrem să facem. Na? Okay. Dacă se trezesc grădinițele... Nimic nu mai e comun. Separat, cum zice, indiferent dacă suntem emoționale sau emoționale, facem pauză, fiecare își face toaleta emoțională, se liniștește și după care revenim la discuție din nou. Cum ne dăm seama că s-au trezit grădinițele? Care este nivelul de emoție? Nervi. N-apucă plânsul imediat. Avem o reacție, ne luăm jucăriile și plecăm. Deci toate reacțiile bruște care apar de dispoziție deja ne arată că ceva din trecut s-a trezit. Dacă deja avem o zonă sensibilă pe undeva și ceva din ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru atinge acea bubiță, doare rău. Și de obicei este pentru că acea bubiță e legată de o situație din trecut. Da? Și e important să lucrăm situațiile acelea, să le încheiem ca să putem să eliberăm toată energia aceea pentru care o ținem închistată în situația cea neîncheiată și acea energie se liberează și se integrează în adultul nostru și ne ajută să gestionăm mai,
mai ușor, mai în armonie situațiile noastre din viață, pentru că ne enervăm mai puțin, ne simțim desamăgiți mai puțin, mai puțin triști, mai puțin devalorizați, pentru că asta înseamnă să învăț să mă valorizez, să am mai multă încredere în mine, și atunci toate lucrurile acestea mă ajută să am o relație mai ok cu mine și cu ceilalți. Raluca, cum putem să gestionăm lipsa de afecțiune? În funcție de tipologie, există vreo direcție pentru fiecare în parte să ne dorim mai multă afecțiune sau mai puțină? Asta e o întrebare complexă. De asta este și pe locul 2 în certurile în cuplu. Pentru că fiecare avem nevoi diferite. Și ceea ce înseamnă prea puțină afecțiune pentru mine, să zic, poate e prea multă pentru altul. Atunci avem nevoie să ne calibrăm, să știm ce avem nevoie, cum avem nevoie să primim afecțiunea. Eu sunt foarte tactilă. Pentru mine atingerea este foarte importantă. Și dacă nu primesc afecțiune prin atingere, o să mă simt neiubită. Și știu asta oricum din experiența dinainte de Human Design și mi-a fost confirmată, văzând că eu am un singur canal numit Tribal, care este totul despre atingere, miros, împărțit mâncarea, mie îmi place să gătesc și să primesc oameni și să le dau de mâncare. Și un truc, de exemplu, apropo să revenim la cum să gestionăm, dacă știu că eu am definiție tribală sau partenerul meu, când se trezesc grădinițele, cel mai eficient pentru cineva tribal este o atingere. Până la cuvinte, o mână pe umăr, o îmbrățișare, dacă e vrea așa, doar pe umăr sau așa, și stat acolo și respirat, asta va regla sistemul nervos al unei persoane cu definiție, preponderant în definiție tribală, mult mai mult decât al cuiva care este foarte individual, să spunem, dacă avem individual, tribal și colectiv. Și atunci, iarăși, ăsta e un aspect care ne poate ajuta să știm, ok, eu funcționez așa, ne uităm și în hartă și atunci pot să cer și să negociez și să-i spun celălalt, când mă vezi că mi s-a trezit grădinița, în loc să-mi explici, cel mai bine punem mâna. Punem mâna. Când avem, asta e o tactică fie pe care am încercat-o eu. Știind lucrurile astea, am zis, eu dacă am o discuție în care mi-e greu, da? Știu că urmează să am o discuție dificilă, vreau să-i spun partenerului ceva și mi-e greu și mi-e teamă. Și atunci știu că pe mine atingerea mă menține în sistemul meu la nivel emoțional jos. Și atunci, în loc să am o discuție așa la distanță, propun să stăm foarte aproape, în care măcar să ni se atingă genunchii. Sau măcar să ni se atingă... Și am tot timpul contact. Și chestia asta ne face pe amândoi să nu ne mai simțim, știi că atunci când suntem opus, că suntem în luptă, ci suntem în aceeași echipă. Iar sistemul meu primește non-stop informația că sunt ok. Sunt conectată, indiferent că mi-e greu. Dar mi-e mai ușor să gestionez în stilul ăla. Și iarăși, deci afecțiunea... De exemplu, sunt persoane care sunt foarte individuale prin definiție, nu individuale cum vorbim în general, și ele posibil, sau mai ales dacă sunt manifestori, care sunt foarte axați pe să-și vadă de treaba lor, acțiunea lor, și atunci e posibil ca ei să pară că ar avea nevoie de mai puțin afecțiune ca cineva tribal ca mine și proiector. Dar iarăși nu știi, trebuie să vezi, doar te pare. Cunoști fiecare. Știi? Adică toți avem nevoie de afecțiune. Însă, iarăși, dacă este cineva cum e Angelina Jolie cu canalul acela 34-20, care este canalul persoanei care este tot timpul ocupată, ea o să fie non-stop ocupată. Ea este, Brad putea să vină și să zică, dragă, hai să petreci noi timpul în lună, hai să așa, sunt ocupată, îmi pare rău, sunt ocupată. Ceea ce e natural pentru ea. Era aici să fie ocupată cu tot felul de lucruri, cu droaia de copii pe care i-a adoptat sau i-a făcut împreună cu el, pentru că ea are toată această energie să o ofere tribului ei. Și e corect pentru ea, dar că el nu știe, el o să simtă neglijat. Adică faci toate lucrurile astea, dar și pentru eu mine, sunt. Eu unde sunt, știi? Adică eu unde sunt. Plus, el fiind atât de deschis, cumva tendința ar fi ca el să devină mai mult ca ea. Să preia din gusturile ei, să preia din planurile ei, să preia din direcția ei în viață. Ceea ce pentru un bărbat e foarte provocator, da? Că bărbatul vine cu direcția, energia masculină și vine Angelina Powerhouse, așa, și el, ce să facă? Cât e el de actor, de milionar, în acea combinație, pentru că sunt și foarte multe zone de compromis, cum îți spuneam, în Human Design,
acolo sunt zonele în care pur și simplu orice ai face, chiar dacă tu știi că ai dreptate, dacă ai o zonă din asta sau ai mai multe, tot timpul o să simți că tu nu poți să fie ca tine. Și nu e ca și cum celălalt intenționat îți face lucrul ăsta. Energia este de așa natură încât pur și simplu nu o să-ți vadă punctul de vedere, nu o să-ți înțeleagă ideea. E ca și cum e un zid. Spuneai că zonele de compromis sunt diferite de ce înțelegem noi în mod normal, exact, ca fiind compromisul. Exact. Cu un compromis e asta așa. Unul dintre parteneri are o poartă și celălalt are tot canalul. Da? Ok. Să dau exemplu, Angelina cu Brad cred că au 18-58, să zicem. Ăla este canalul celui care... Da. Și el este compromis în zona, în poarta lui 18. 18 este, vine cu judecata. Am 18 de 4 ori. Judecăm tot, nenicuță. Vedem tipare, tot ce se poate îmbunătăți. Vine cu ideea asta. Asta nu funcționează bine, eu știu cum să o fac mai bine. Și într-un cuplu, această energie poate să apară. Te iubesc și din cauza asta o să spun cât de prost ești și cum poți să te îmbunătățești. Da? Adică cât de greșit faci lucrurile, dar ți-o spun numai pentru că te iubesc. Asta este energia, mai ales cine are canalul întreg cu Marea Angelina, da? Tot canalul ăsta, care el de fapt are un scop minunat, să ne facă să ne bucurăm de viață. Este the joyous, este energia de bucurie și cum putem să facem lucrurile mai bine astfel încât tot să ne bucurăm de vitalitate în viață. Dar în cuplu, pentru că asta e energie care se aplică la colectiv, nu personal, se va duce către partener și o să-i vadă toate defectele. N-ai făcut aia, ai lăsat șosetele pe jos, nu te vezi la tine, ce-i cu tunsoarea asta? Deci tot timpul o să-mi vrea să-l corecteze. Nimeni nu vrea chestia asta. Dacă nu înțelegem că avem această energie și începem să o folosim în mod greșit către partenerul nostru și într-un mod în care lipsit de tact eventual, că poate sunt lucruri pe care putem să-i spunem, au, asta poate îți vine mai bine așa, asta... Atunci poate să fie o cauză puternică de ceartă chestia asta. Și în zona în care este compromis, celălalt o să simtă, eu niciodată nu pot să fac ca mine, niciodată nu e ca mine, întotdeauna e doar ca tine. Orice ar face, nu are câștig de cauză, este imposibil. Și gândește-te că ai vreo 4-5 zone în zona, în stilul ăsta, cum e Angelina care vine cu multe canale și Brad care are doar unul, și atunci inevitabil el este compromis peste tot. Și mai ales dacă este într-o zonă, contează și planeta în care e. Dacă este în zona soarelui sau pământului, cum este în cazul lui Brad Pitt în zona pământului, este ceva profund inconfortabil pe care îl simte, nu simte de la început. Pentru că, și iarăși din experiență spun, compromisul pentru cel care este compromis prima dată apare ca electromagnetic, ca atracție. Ni se pare atât de atrăgătoare persoana aia. Suntem înnebuniți. Pentru că are... Tot noi, ce vreau eu. Tot ce vreau. Tot ce cred eu că îmi lipsește este absolut. Pentru că așa apare relațiile. Toate avem electromagnetică, da? Deci electromagnetica e unul are o poartă, celălalt are cealaltă poartă. Dar păcăleala pentru cei care suntem compromiși este că noi prima dată vedem poarta cealaltă și ni se pare corpul nostru este nebunit. Ah, este absolut sexy. Este exact ce vreau eu. Te rog, vino. Problema apare după un timp, 6 luni, un an, câțiva ani, cum a fost și în cazul lor, în care își dau seama că, de fapt, n-au primit ceea ce credeau că primesc. Nu este celălalt capăt al canalului, pentru că celălalt vine cu tot canalul. Și e ca și cum celălalt nu vede ce ai tu acolo. Tu vii cu ideile tale, de exemplu, canalul 1156, dar eu am 11 și vine cineva cu tot canalul. Eu vreau să-mi împărtășesc ideile mele minunate. Și se uită la mine... Ce? Despre ce vorbești tu acolo? Sau le îmbunătățește, nu? Sau le îmbunătățește. Super, și mai facem și așa, și așa, și ideea. Nu e bine ce zici tu acolo. Nu așa se face asta. Și evident că este foarte frustrant. Deci dacă vrei să te uiți într-un cuplu, să vezi unde sunt punctele care au potențial să-ți distrugă relația. Repet, asta nu înseamnă că dacă ai compromis în relația ta, gata, divorțezi de mâine. Nu! Astea sunt punctele de educație cele mai importante. E foarte posibil să stai într-o relație și cu compromis. Și cu mai multe. Și să fii ok dacă știi și ești dispus să accepti și să știi asta este situația, asta e mecanica, așa circulă energia, dacă sunt dispus să accept chestia asta, relația poate să meargă minunat și să înveți foarte mult despre tine și grădinița ta, pentru că acolo o să te provoace cel mai mult. Da, da, da. Și acolo o să-ți iasă piticuții. Acolo să vedem cum putem face, pentru că e o parte, grădinițele, care e important, situațiile din trecut să fie...
închise, și asta vorbesc din experiența, din experiența mea, pe măsură ce am închis situațiile din trecut, viața mea s-a îmbunătățit foarte mult în toate relațiile mele. Dar a fost foarte important de când mi-am făcut harta, că asta a fost mai de mult, prin 2006, cred, să învăț că eu am nevoie de timp să iau decizii, că am nevoie să trec prin toate emoțiile și pozitive și negative, să mă lămuresc emoțional și că starea mea de confuzie care m-a frustrat înainte, care este semnul că nu m-am lămurit emoțional, era de fapt doar că avem semnul că am nevoie de mai mult timp și mai multe informații să pot să mă lămuresc, nu m-am mai frustrat după aceea. Chiar acum o primesc cu foarte mult interes, pentru că dacă sunt confuză și știu că am nevoie de informații și de contact și să aflu mai mult din energia dificultății sau problemei pe care o vreau să o rezolv atunci, acum mă entuziasmează, pentru că știu că atunci o să asimilez foarte mult informația. Și mă ajută să gestionez și în cuplu anumite chestii, că eu, fiind și manifestator, când mă bag într-o chestie, sunt tot acolo, restul dispare. Și atunci știu că e tendința mea și când anunț asta, oamenii știu că nu este cam ceva cu ei, nu se supără pe mine și plus le mai zic, nu, e doar că am nevoie eu să stau eu cu mine și să rezolv anumite lucruri. Deci să gestionăm în cuplu chestiile astea. Sau îmi vine acum un cuplu, unul era proiector, unul era generator și vroiau să se culce tot timpul împreună. Asta vreau să zic și eu. Și atunci proiectorul nu putea să doarmă. Și atunci am învățat pur și simplu să gestioneze. Adică proiectorul trebuia să se ducă la culcare cu o oră înainte sau cu jumătate de oră înainte și generatorul să vină după ca să poată să se odihnească. Sau când proiectorul zicea eu sunt prea obosit sau prea obosită și se ducea în camera cealaltă să doarmă, nu mai era motiv de supărare pentru că se înțelege, adică cred că e importantă și partea asta de gestiune în cuplu prin comunicare, știind chestiile legate de compromisuri sau zonele în care putem să ne atingem. Și de câte energie are fiecare disponibilă, că dacă știi că unui proiector și celălalt generator, generatorul e deja la ora 10, s-a dus, a dat 3 ture de alergare, e dușat, e aranjat, e la cafenea, își ia cafeaua și lucrează sau deja la birou, dar proiectorul abia se trezește. Nimeni n-are nicio problemă dacă știm despre lucrurile astea, da? Adică nu ne mai judecăm. Da. Aș spune un lucru care e foarte important, știu că trebuie să terminăm în curând. Apropo de dormit, dacă ar fi să dau asta vine în Human Design cu o chestie revoluțională. Cel mai bine este să dormim separați. Sexul e sex, dormitul e dormit, da? Deci mulți oameni au această problemă, dar mai ales dacă ai proiector, generator, e musai. Proiectorul nu se poate odihni, știu, dacă încearcă să doarmă lângă generator. Nu înțelegeam ce se întâmpla cu mine și după ce am început să dorm separat, este absolut divin. Deci este cu totul altceva. Mai avem 2 minute, din păcate, din emisiune. Așadar, vă rog pe fiecare în parte să ne dați un sfat, o direcție. Ce putem face să conviețuim mai frumos în cuplu, în armonie? Deci, clasicul la mine, toaleta emoțională. Să lucrăm la emoțiile noastre, să putem să stăm în intimitatea noastră, să ascultăm emoții, să le lăsăm să iasă, că ele întotdeauna vin cu un mesaj. Cum să ne schimbăm noi în interior, ca să ne fie mai bine mai târziu. Nu uitați că orice emoție are un mesaj important pentru noi și că acest mesaj ne va ajuta să fim data viitoare mai bine dacă îl ascultăm. Mulțumesc! Super! Absolut tot ce a spus Claudia se aplică, evident, indiferent ce tipologie, ce a spune din punct de vedere Human Design. Fiecare cuplu să-și facă harta fiecăruia, să-și facă o citire personală ca să se înțeleagă pe sine cum funcționează tot și după aceea, după ce și-au făcut fiecare, să-și facă și una comună în care să fie amândoi prezenți. Pentru că asta o să-i ajute să-și vadă punctele, dar începe cu fiecare să se cunoască pe sine, să-și dea seama ce tipologie, ce autoritate și așa mai departe și abia apoi cum funcționăm împreună. Să pună în comun. Important. Exact. Și apoi să lucreze împreună la lucrul ăsta și să experimenteze, că e un experiment până la urmă. Să vadă, funcționează, nu funcționează, cum se simt. Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Îmi pare tare rău că a trecut atât de repede emisiunea. Dragi prieteni,
Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi. Vă așteptăm pe Împrietenește-te cu tine în grupul nostru de Facebook, de asemenea pe canalele de YouTube Canal 33 și al Centrului Amaneser. Ne revedem duminica viitoare. La revedere!